Dar numai Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El e stânca și ajutorul meu. Turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când voi răznăcustia asupra unui om? Până când veți căuta cu toți să-L urăți? Ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surâpe. Da, ei pun la cale să-L doboare. Din grăținea Lui le place minciuna. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blastămă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, o nimica sunt fii omului, minciună sunt fii oamenilor. Cum și când cumpără toți la oaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire, nu vă pune în nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu. De două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A ta, Doamne, este bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele Lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul, care în fiecare zi ne poartă de grijă. Slăviți să fie numele. Frați și surori, în dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, am deschis Biblia la Psalmul 62 și textul din această zi și tema din această zi este Dumnezeu, turnul meu de scăpare. De aceea am și cântat această cântare împreună cu toată biserica. Dumnezeu e tăria mea, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, fratele, îmi fac deja amintit aici un verset foarte frumos cu privire la acest lucru. Psalmul 139, cu versetul 5, unde spune: Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine, slăvit să fie Domnul. Ce bine este, ce frumos este, ca în vremuri grele, în vremuri de încercări, în vremuri de diferite situații prin care trecem noi, ca și oameni, să ai pe cineva aproape de tine. Să simți pe cineva care își pune mâna peste tine, pe dinainte, înapoi, să te înconjoare și să te binecuvinteze. Nu este așa că este bine? Amin, fraților, este bine. Să simți protecția și mai ales pe lângă toți frații care te înconjoară, surorile și prietenii care te dă prin situații grele, se apropie și spune un cuvânt bun. Să simți mâna Domnului. Amin. Să simți protecția Domnului și cum își pune El mâna peste tine și te binecuvintează. La aceasta ar trebui cu toții să ne bucurăm și să strigăm slăviți să fie Domnul. Amin. Având tema aceasta, Dumnezeu, turnul nostru de scăpare, aceasta înseamnă să fie undeva pus sus. Să fii undeva pus la o înălțime. Să fii pus undeva foarte sus într-un turn. Așa și spune, turnul meu de scăpare. Și fiind acolo sus, este normal să fii văzut. Este normal să fii țintă. Este normal să fii luat în vizor de cineva. Este normal să fii supus unor pericole. De aceea, în versetul 4 și spune: Da, e bun la cale să-L doboare din înălțimea Lui. Aici, psalmistul David se vede amenințat. Și atunci când se vede amenințat, el are nevoie de o scăpare. Aici, psalmistul David probabil că se vede urmărit de cineva. Și el avea nevoie de o salvare. Avea nevoie de o scăpare. Probabil că îi era frică de cineva, îi era frică de ceva. El avea nevoie.
de o scăpare, de o salvare. În psalmii lui David și în multe texte ale lui David, de exemplu în psalmul 31, se scoate în evidență că el are vrăjmași și dușmani și cineva îl urmărește și el își dorește să fie scăpat, să fie salvat, să fie eliberat și să se simtă în libertatea lui. Se pare că David de multe ori avea împrejurări de aceea în care se vedea constrâns, în care se vedea împresurat, în care se vedea înconjurat și nu mai avea nicio salvare și nu mai avea nici o scăpare. De aceea el strigă după un ajutor puternic. El are nevoie de o salvare, de o scăpare, de cineva care să-l scape din împrejurările prin care el trece. Și el a fost în multe împrejurări în viața lui, în strâmbtorare. A fost în strâmbtorare de familia lui, a fost în strâmbtorare de oameni răi care erau în jurul lui, în împărăție. A fost în împrejurări dificile de țările care îl înconjurau, ca împărat fiind. Și el avea nevoie de fiecare dată de cineva care să-l scape. De cineva care să-l salveze. Cineva care să fie salvarea lui și turnul lui de salvare. Frați și surori, în dimineața aceasta, având tema aceasta, turnul nostru de salvare este Dumnezeu. I-am propus să găsim câteva metode a lui David prin care el a știut să iasă biruitor. Prin care el a știut să iasă biruitor întotdeauna din orice împrejurare. Din împrejurarea aceea cu Goliat, el a știut să-și pună nădejdea în Domnul. El a știut să-l scoată pe Domnul în evidență. Însă, frați și surori, dacă am privit numai la David, că a fost întotdeauna un om viteaz, că a fost întotdeauna un om de război, care întotdeauna a învins pe dușmanul lui și niciodată nu s-a întors acasă de rând, ar fi prea puțin lucru, pentru că ne-am bucurat numai de el. Însă ar trebui să privim la noi. Ar trebui să ne punem un semn de întrebare cu privire la viața noastră. Ca și David, ca și om al lui Dumnezeu David, orice copil al lui Dumnezeu, orice credincios în lumea aceasta, trece prin război. Trece prin situații în care are nevoie de cineva să-l salveze. Are nevoie ca cineva să fie turnul lui de eliberare, turnul lui de scăpare. Ai trecut vreodată prin situații grele în viața ta, în care să știi că ai nevoie de cineva să-și pună mâna peste tine, de cineva să te mângâie, de cineva să fie turnul tău de scăpare și să ai o nădejde sigură și să ai o credință sigură și să ai un ajutor sigur la care să alergi, la care să te îndrepți, la care să strigi și care să se îndure de tine în orice situații grele. Dacă nu, în ziua aceasta Domnul vrea să ne învețe să privim spre David, cum el își alege o sursă sigură de scăpare, o sursă sigură prin care el poate să fie salvat. Iată, așa cum am amintit, frați și surori, noi, toți credincioșii, trecem prin diferite momente ale vieții noastre prin care ne luptăm. Ba chiar Biblia ne avertizează aceasta. Frate Gabi, te rog frumos să pui în Efeseni, capitolul 11, în capitolul 6, cu versetul 11 și 12, unde Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni ne învață pe fiecare credincios. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Mă întreb eu, pentru cine este acest verset? Eu cred că este pentru fiecare credincios care trece prin lumea aceasta. Atunci este pentru mine și pentru tine. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. De ce? Ca să putem ține piept uneltirii diavolului. Domnul să ne ajute la aceasta. Păi versetul 12 continuă așa. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor, împotriva întunericului acestui viac,
împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Frați și surori, avem cel mai șiret vrăjmaș de diavol. Avem în fața noastră pe cel mai vechi dușman, pe diavolul, pe Satan. Avem în fața noastră pe Satan, care are cele mai multe arme la îndemâna lui și le folosește pentru fiecare credincios, ca să-l abată de pe calea lui Dumnezeu, ca să câștige războiul în care este implicat. Opriți telefonul. În care este implicat. Diavolul folosește toate metodele ca să ne poată atragă de pe calea lui, ca să poată birui pe fiecare credincios. În 1 Timotei, în capitolul 6, cu versetul 12, frate Gabi, te rog să pui, spune cuvântul lui Dumnezeu, luptă-te! Lupta cea bună! Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Frați și surori, toți care ne-am decis să-L urmăm pe Domnul, toți care ne-am decis să îl urmăm pe Dumnezeu, iubiți frați și surori, care am făcut legământ cu Domnul, ne-am înscris la această luptă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață, luptați-vă lupta cea bună ca să câștigați viața veșnică. Înseamnă că avem de luptat. Înseamnă că avem un dușman care se războiește cu sufletele noastre. De asemenea, în 1 Petru, în capitolul 5, cu versetul 8 și 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, pentru că potrivnicul, fiți treși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Vedem și din aceste versete și versetul 9, potrivit celor mai tare în credință, știind că și frații voștri în lume trăi prin aceleași suferințe ca voi. Vedem, frați și surori, și din aceste versete că diavolul urmărește pe fiecare credincios și fiecare credincios este supus unei lupte și noi trebuie să ne împotrivim tare diavolului, care el, ca și diavolul, răgnește după fiecare dintre noi. Ca un leu, spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne abată de pe calea lui Dumnezeu. Ce facem noi la toate aceste amenințări ale diavolului? La toate aceste urlete ale diavolului care urlă după fiecare credincios? Ce facem noi? Ce atitudine avem noi? Ce metodă avem noi ca să-l învingem pe diavolul împotriva lui? Apoi, în Apocalipsa, în capitolul 12, cu versetul 10 și versetul 12, cu versetul 10, spune că și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Și versetul 12, de aceea bucurați-vă cerul și voi care locuiți în cerul, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mare mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. Diavolul, frați și surori, pentru fiecare credincios merge și îl părăște înaintea lui Dumnezeu de cer, tocmai cu intenția aceasta, ca să câștige războiul în care este implicat. Atunci, frați și surori, ce vom face noi? În Ioan, în capitolul... Una dintre metodele pe care noi ar trebui să le învățăm cu privire la această luptă, frați și surori, și cea mai bună și prima despre care vreau să învățăm în această zi, este exact tema care era astăzi. Dumnezeu, turnul meu de scăpare. Ce facem în situații grele, în situații dificile? În versetul 2 și în versetul 6 este amintit acest lucru. Versetul 2. Dumnezeu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina.
Domnul este turnul nostru de salvare. Știm noi și vom înțelege noi că împotriva diavolului, în fiecare zi, frați și surori, ar trebui să avem un turn tare de scăpare și acesta să fie acest turn de scăpare la care să alergăm de fiecare dată și în care să ne încredem de fiecare dată, este Domnul nostru. În poporul Israel, Dumnezeu a dat o poruncă și a spus așa: după ce vei trece Marea Roșie și vei intra în țara Canaan, să pregătești pentru poporul meu cetăți de salvare. Acest text îl găsim în trei împrejurări, cel puțin, în Numeri, în Deuteronom și în Iosua. Și să pregătești trei cetăți de scăpare pentru cei care ucid fără să vrei. Însă, ce este important la cele trei cetăți de scăpare, care Dumnezeu a dat porunca aceasta, era că oamenii trebuia să facă două lucruri importante, foarte importante, ca ei să fie salvați, ca ei să fie scăpați. Vă amintiți care erau cele două lucruri? Era una, să fugă când își dă seama că urmăritorul este în spatele lui și viața lui este pusă în pericol, să fugă la preoți, la bătrânii cetății și să povestească tot ceea ce s-a întâmplat. În 1 Ioan, în capitolul 1, cu versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne învață pe noi să fugim cât de repede putem și să ne mărturisim Domnului păcatele noastre, pentru că El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Slăvit să fie Domnul! Înțelegem noi că Domnul este turnul nostru de scăpare, cetatea noastră de scăpare, atunci când înțelegem că diavolul este pe urmele noastre și este în spatele nostru și ea vrea să ne ia viața. Înțelegem noi că trebuie să fugim urgent la Domnul Iisus Hristos și la El putem găsi salvare, să ne prosternăm înaintea Lui și să-i spunem: Doamne, am greșit, iartă-ne și curățește-ne de toate nelegiuirile noastre. Apoi, un alt lucru care ei trebuia să țină cont este să rămână în cetatea aceea de salvare sub protecția marelui preot. În Evrei, în capitolul 7, cu versetul 26 și 27, frați și surori, acolo spune despre Iisus Hristos așa: și tocmai un astfel de mare preot ne trebuie sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcat și înălțat mai presus de ceruri. 27, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Deci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Slăvit să fie Domnul! De un astfel de preot am avut noi, la care să putem fugi, la care, putem, sub care să putem sta liniștiți, sub protecția marelui nostru preot, slăvit să fie Domnul. Știm noi că și El este scutul nostru de scăpare, sub care să fugim și sub care să stăm, să ne ascundem, că și El este marele preot de care am avut noi nevoie. David merge mai departe și spune că El își ia pe Domnul ca turnul lui de scăpare. Se scrie undeva mai sus, pe turnul lui de scăpare, și ia David pe Domnul ca turnul lui de scăpare. Mi-am notat aici câțiva psalmi, câteva versete în care David îl înalță pe Domnul mai presus decât orice și îl face turnul lui de scăpare și fuge la Domnul tot în orice împrejurare. Știm noi să fugim cu războiul nostru în brațele Domnului? Știm noi să stăm sub protecția marului preot al lui Dumnezeu? Iată câteva psalmi. Psalmul 46, cu versetul 2 și versetul 7, până la versetul 7. Haideți să-l citim. Psalmul 46. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zuri pământul și s-ar clătina munții din inima mărilor, chiar dacă ar ulașa scumela valurile mării și s-ar ridica până acolo de să cutremure munții, este un râu ale cărui zvoare mă veselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței cerului.
prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, iar nu se clatină. Dumnezeu ajută în regulă satul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Și versetul 7. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Spune noi la aceasta slăbit să fie Domnul. Aleluia! El este turnul nostru de scăpare. Nu o să le amintesc toate. Mi-am notat aici foarte multe. Însă este unul foarte frumos și foarte important. În Psalmul 91, versetul 9. Psalmul 91, versetul 9. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanat turnul tău de scăpare. Versetul 10. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge. Nici o urgie nu se va apropia de portul tău. Oprește-te aici. Dacă faci pe Domnul turnul tău de scăpare, Dumnezeu are promisiuni mari pentru noi și promite. Ia pe Domnul turnul tău de scăpare în orice împrejurare. De aceea, pentru că îl vei lua pe Domnul turnul tău de scăpare și salvarea ta în orice situație, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge. Fraților, mi-ar plăcea versetul acesta să fie pentru biserica noastră un verset adevărat, care să-L luăm pe Domnul, turnul nostru de scăpare, locul nostru de scăpare și atunci nicio nenorocire nu ne va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de portul tău. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Apoi, frați și surori, în Psalmul 94, cu versetul 21 și 22, de asemenea, David spune despre vrăjmașii lui și ia pe Domnul turnului. Ei strigă, ei se strâng împotriva vieții celui neprihănit și o osândesc sânge nevinovat. Dar Domnul este turnul meu de scăpare. Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. Slăvit să fie Domnul. A știut David, frați și surori, pe cine să ieie ca să scape de orice împrejurare ea. Domnul, turnul meu de scăpare, vom înțelege noi de astăzi că cea mai bună salvare, cea mai bună eliberare, cel mai bun turn de scăpare pentru noi ar trebui să fie Domnul. Mă întreb, unde vom merge cu războiul nostru pe care îl vom avea împotriva diavolului care răcnește ca un leu după tine? Mă întreb, pentru cei 13 candidați care diavolul deja urlă și răcnește ca un leu pe cine să înghită, unde vor merge? Cine va fi turnul lor de scăpare? Dacă vom ști să fugim la Domnul, Domnul să fie turnul nostru de scăpare în fiecare împrejurare a vieții noastre. A doua metodă pe care David o folosește împotriva diavolului, împotriva dușmanului și pe care ar trebui să o folosim și noi și va fi bine de noi dacă o folosim, este că el se încredea întotdeauna într-un Dumnezeu atotputernic. În versetul 1, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Întotdeauna îl ia pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu cel atotputernic. El își amintește și spune că mai bun ajutor, mai bun adăpost, mai bun sprijin, mai bun tort de scăpare nu este altul decât Dumnezeu cel atotputernic. El face din Dumnezeu. El are o părere foarte mare. Cea mai mare părere pe care și impresie pe care el și-o face despre cineva, pe care cineva care poate să-l ajute, este Dumnezeu. El nu se încrede nici în vecinii lui. Nu se încrede nici în un alt om, ci se încrede întotdeauna în Dumnezeu cel atotputernic. În cine ne vom încrede noi întotdeauna atunci când trecem prin războiul nostru împotriva diavolului? Îl vom lua pe Dumnezeu atotputernic ca sprijinul nostru, ca turnul nostru de scăpare? Frați și surori, să ne amintim cu toții de porunca și de cuvântul frumos
Din Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 7, acolo este un verset extraordinar de frumos. Și spune așa, haideți să citim, să nu greșim. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Care dintre popoare, spune Dumnezeu, sau Moise, a avut pe Dumnezeul lor să răspundă rugăciunilor, să răspundă războiului când trece prin război așa de aproape de fiecare dată când îl chemăm ca poporul Israel? Ce Dumnezeu atotputernic! Și ne amintim aici frumos de cântarea Anei sau de cuvintele lui Moise, de porunca lui Dumnezeu prin Moise, care spune când se află în fața Mării Roșii, în Iosua, în capitolul 6, cu versetul, Exod, în capitolul 14, cu versetul 13. Uitați ce spune Moise aici. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Deci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată, căci Domnul, spune cuvântul lui mai departe, se va lupta pentru voi. Ce Dumnezeu atotputernic să intervine când îl cheamă poporul Israel și Moise: Doamne, egiptenii sunt în spatele nostru, ne urmăresc. Și cuvântul Domnului spune: stați liniștiți, opriți-vă și stați liniștiți. Care dintre popoare are pe Dumnezeu așa de aproape și așa de puternic ca să scape și să asculte rugăciunea ca și noi? Spune-mi aceasta, slăvit să fie Domnul. Ne încredem în Dumnezeu acest atotputernic în orice situație prin care trecem? Apoi, frați și surori, dacă ne amintim de războiul pe care El l-a avut cu Ierihon în Iosua, în capitolul 6, cu versetul 14, nu a trebuit numai să cânte și să asculte de porunca Domnului. Au înconjurat cetatea de 6 ori și când au înconjurat cetatea 7 ori și au cântat, spune că zidurile au căzut la pământ. Care dintre popoare are un Dumnezeu așa de puternic cum are poporul Israel? Și David știe să ia pe acest Dumnezeu atotputernic stânca Lui și ajutorul Lui în orice împrejurare. Slăvit să fie Domnul! Fraților, exemplele cu privire la această atotputernicie lui Dumnezeu ar putea continua foarte mult. Cu privire la David, cu privire la Daniel, cu privire la cei trei tineri în cuptor, Șadrac, Meșac și Abednego, ar putea continua exemplele cu atotputernicia lui Dumnezeu. Însă știm noi să înțelegem și să luăm pe David ca exemplu și să-L facem pe Dumnezeu atotputernic în viața noastră, în orice împrejurare. Domnul să ne ajute la aceasta, a treia metodă a lui David și pe care am putea să o învățăm și noi astăzi, frați și surori, ca să luptăm împotriva diavolului, este o credință neclintită în Dumnezeu. În versetul 3 spune așa, în versetul 2, ultima parte a versetului spune așa: nu mă voi clătina. O credință care nu se clatină niciodată. Este greu în situații grele. Nu a fost ușor la David în fața lui Goliat. Și nu a fost ușor nici la Pavel, să luăm un alt exemplu din Noul Testament, trecând prin război cu diavolul, fiind prigonit în multe feluri. Nu i-a fost ușor și nu este ușor să stai acolo sus pe stângă. Însă Domnul ajută. Domnul este Cel care dă putere să nu te clatini. Domnul să ne ajute fiecăruia dintre noi să nu ne plătinăm în nicio împrejurare. Și găsim pe David aici, în Psalmul 62, cu versetul 2, ultima parte, spune el: nu mă voi clătina în fața dușmanilor mei. Ne clătinăm noi în fața dușmanilor? Ne clătinăm noi în fața diavolului când vine în fața noastră?
În Psalmul 112, cu versetul 12, cu 112, cu versetul 1 și 6, acolo fericește pe oamenii care ascultă de poruncile Domnului și spune că ei nu se vor clătina niciodată. În Psalmul 112, cu versetul 1 și versetul 6. Lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Și versetul 6. Căci El nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. Domnul să ne ajute fiecăruia dintre noi să ascultăm poruncile Domnului, să le învățăm și cum să putem să nu ne clătinăm niciodată. Apoi, dacă ne-am uitat la definiția credinței pe care o găsim în Evrei, în capitolul 11, cu versetul 1, ar trebui să o știm. Aceasta, cum ar trebui să ne încredem noi și cum sunt cei care se încred în Domnul. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aceasta ar trebui să fie încrederea noastră. Aceasta ar trebui să fie credința noastră. O credință și o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite pe care noi le nădăjduim. Domnul să ne ajute la aceasta fiecăruia dintre noi. Apoi, frați și surori, a patra metodă pe care David o folosește împotriva uneltirilor diavolului este în versetul 1, versetul 2 și versetul 6 și 7. Este amintit acest lucru de 4 ori în acest psalm. Este să fii convins că Domnul întotdeauna vine în ajutorul tău. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Da, El este stânca și ajutorul meu. Să-L luăm pe Domnul întotdeauna ca ajutorul nostru. Și El ne promite că ne va ajuta. Și niciodată nu vom fi dați de rușine. În Psalmul 46 am citit câteva versete, însă vreau să citim versetul 1. Spune așa. Da, El este stânca. 46 cu versetul 1. Psalmul 46 cu versetul 1. Dumnezeu este ajutorul și sprijinul, adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Fraților, aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Dacă luăm pe Domnul ca ajutorul nostru, El ne promite că niciodată nu lipsește și întotdeauna este ajutorul nostru. În Isaia, capitolul 41, cu versetul 10 și versetul 13, Gabi, te rog să pui, de asemenea, El întărește pe toți cei care se încred și este ajutorul lor. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 41, cu versetul 10. Isaia, capitolul 41, cu versetul 10. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te voi uita cu îngrijorarea, căci nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău, Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Slăvit să fie Domnul. Amin. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, este prorocia lui Isaia cu privire la cei care se încrede în Domnul. Domnul vine în ajutorul tău și în ajutorul meu, ori de câte ori trecem prin încercări și necazuri, dacă ne încredem în El. Apoi, frați și surori, a cincea metodă a lui David, cu care El se împotrivește împotriva diavolului și câștigă, este în versetul 8. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în Domnul. Popoare, în orice vreme, El are un îndemn, un sfat pentru toți cei din jurul Lui. El răspândește atotputernicia lui Dumnezeu.
El spune despre atotputernicia lui Dumnezeu celor din jurul lui. Ca toți să știe în momente grele din viața lor în cine să se încreadă, pe cine să-i ajutor, pe cine să-i sprijin, pe cine să ia turnul lor de scăpare. Frați și surori, suntem la muncile noastre pe unde muncim. Spunem noi celor din jurul nostru, încredeți-vă în Domnul în orice împrejurare a vieților voastre. David spune aici, în versetul 8, spune așa, popoare, în orice vreme, în orice situație, în orice împrejurare, încredeți-vă în Domnul. Vărsați-vă inimile înaintea Domnului și El vine în ajutor. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Frați și surori, Dumnezeu spune că El vorbește în loc. Spune Dumnezeu că El vorbește când într-un fel și când într-altul. Și poruncește ca oamenii să ia aminte. Însă noi de multe ori nu o facem aceasta. Ar trebui să înțelegem și noi, frați și surori, aceasta, să spunem tuturor oamenilor să se încreadă în Domnul în orice situație a vieților. Domnul să ne ajute și la aceasta. Așa s-a metodă pe care David o folosește împotriva diavolului și cu care el biruiește pe protivnicii lui, este în versetul 11. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cred că este singurul verset de felul acesta în Biblie. În versetul 11. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit eu. De câte ori ar trebui să-ți vorbească Domnul în orice împrejurare, în orice circunstanță a vieții tale, în orice nevoie, în orice încercare, în orice necaz, în orice luptă cu puterea întunericului, cu dușmanul tău, de câte ori ar trebui să-mi vorbească Domnul ca eu să-L aud? Sunt oameni la care Dumnezeu le vorbește în multe feluri. Așa după cum am amintit în Iov, este specificat lucrul acesta. Prin visuri, prin vedenii, le vorbește Dumnezeu prin cuvântul Lui și omul nu vrea să ia seama. Însă David spune așa, odată a vorbit Dumnezeu și de câte ori am auzit eu? De două ori și am pus în practică. Și am știut că întotdeauna turnul meu de scăpare este Domnul, ajutorul meu este Domnul, credința mea puternică în care mă încred în orice împrejurare este Domnul. Am spus tuturor din jurul meu că Domnul este puterea, Domnul este stânca mea. De câte ori trebuie să ne vorbească Domnul? Domnul ne vorbește. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 12, versetul 24 și versetul 25. Evrei 12 cu versetul 24 și 25. Cum Domnul ne-a vorbit și ne vorbește fiecăruia dintre noi. De Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Versetul 12. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește, căci dacă nu au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Auziți dumneavoastră și eu glasul Domnului când vorbește? Îl punem în practică? Ne încredem în El în orice situație a vieții noastre? Domnul să ne ajute la aceasta la toți. Amin.